Bună dimineața! În primul rând, bine ați revenit la conferința de presă organizată de misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În cele ce urmează, vom prezenta principalele constatări cu referire la organizarea și mersul activităților de organizare și de campanie electorală pentru turul 2 de scrutin, care urmează să aibă loc în data de 15 noiembrie 2020. Perioada de monitorizare generală, descrisă în raportul numărul 7, se referă la intervalul de timp dintre 2 și 11 noiembrie 2020, în ceea ce privește estimarea și evaluarea cheltuielilor financiare, în baza cărora au fost finanțate campaniile electorale celor doi concurenți electorali, se referă doar la un interval destul de scurt, prima săptămână, partea săptămânii de campanie, în intervalul 2-6 noiembrie 2020. Reiterez și aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, care susțin financiar și tehnic misiunea de observare Promolex. În acest sens trebuie să subliniem aportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID, Fundația Soros Moldova, care cofinanțează misiunea prin monitorizarea discursului instigator la ură în campanie electorală, prin acordarea și suportul echipamentului necesar de protecție pentru observatorii Promolex pe termen scurt și, în ultimul rând, contribuții în ceea ce privește majorarea numărului de observatori care vor monitoriza procesul electoral în secțiile de votare constituite peste hotarele țării. Consiliul Europei, care finanțează aspectele de monitorizare în cel puțin 50 secții de votare constituite peste hotarele țării. Și, în ultimul rând, mulțumiri partenerilor noștri din European Platform for Democratic Election, care ne ajută cu asigurarea traducerii și promovării în plan internațional a activităților și conferințelor de presă organizate de misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor. Eu o să repet care este scopul raportului și rapoartelor publice elaborate de Promolex. În primul rând, ele au scopul de a preveni anumite nereguli pentru viitor, inclusiv sau deja probabil pentru următoarele scrutini, informarea publicului larg despre ceea ce au văzut observatorii Promolex în contextul organizării alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, în cazul în care se consideră necesar de Comisia Electorală Centrală în calitate de organ suprem responsabil de gestionarea alegerilor, sesizarea pe acele fapte care consideră Comisia Electorală Centrală că ele constituie anumite abateri și necesită a fi examinate separat. Încă o dată menționăm că tot ce este menționat în rapoartele publice și vociferat în cadrul conferințelor de presă aparține misiunii. Această opinie aparține misiunii de observare Promolex și nu poate fi imputată sub niciun fel partenerilor și donatorilor noștri. Câteva aspecte tradiționale legate de cadrul legal. În primul rând, trebuie să reiterăm acele neclarități care persistă în codul electoral în conexiune sau în ceea ce privește începerea turului 2 de scrutin sub aspect de campanie electorală, adică de când, din ce moment putem zice și concurenții electorali pot face campania electorală. Pe de altă parte, ca punct de referință, luăm decizia hotărârea, cer scuze, Comisiei Electorale Centrale din 4.11.2020, în care a fost efectuată totalizarea rezultatelor turului 1
și, în consecință, stabilită desfășurarea turului 2 de scrutin. La fel, trebuie să spunem că Comisia Electorală Centrală, încă în luna octombrie, a adoptat modificări la regulamentul cu privire la finanțarea campaniilor electorale și a stabilit ca punct de reper în ceea ce privește posibilitatea cheltuirii resurselor financiare, stabilirea de către Comisia Electorală Centrală a turului 2 de scrutin, adică aceeași referire la care am făcut mențiune mai sus. În ceea ce privește prestația și activitatea organelor electorale, trebuie să menționăm și subliniem că Comisia Electorală Centrală a adoptat 23 de hotărâri pentru organizarea turului 2 de scrutin, dintre care 11 țin de acreditarea observatorilor, restul țin de aspecte ce țin de desfășurarea alegerilor în secții de votare, peste hotarele țării, majorarea buletinilor de vot, aspecte ce țin de organizarea condițiilor pentru categorii speciale de alegători, vorba despre condițiile de evitarea transportării organizate alegătorilor în campanie, similar turului întâi, și autorizarea efectuării unui sondaj de opinie la ieșirea de la urne. Dacă să ne referim la acreditarea observatorilor, suplimentar cifrelor anunțate în conferința de presă precedentă, au mai fost acreditați 120 observatori naționali și 22 observatori internaționali. Au fost înregistrate de către observatori mai multe modificări ale componenței Consiliilor Electorale de Circumscripție. Totuși, am atestat cel puțin două situații în care a fost înlocuită, a fost modificată și au fost constituite practic în întregime două birouri electorale ale secțiilor de votare, ambele pe motivul depistării câte un caz de COVID în rândul membrilor. Și aici trebuie să subliniem că, din punctul nostru de vedere, nu poate fi constituit un birou sau un organ electoral din nou, atunci când merge vorba despre turul 2 de scrutin, ci doar înlocuirea persoanelor. Activitatea Consiliilor Electorale Circumscripției și birourilor electorale ale secțiilor de votare, din perspectiva respectării condițiilor sanitar-epidemiologice stabilite de instrucțiunile și hotărârile Comisiei Electorale Centrale, nu sunt respectate pe alocuri, mai există carențe, totuși, atât la CCE-uri cât și la birouri electorale, se atestă o diminuare a numărului de nereguli constatate de observatori. În ceea ce privește programul de activitate a birourilor electorale, atestăm cu regret că încă cel puțin 28% din birourile vizitate nu activează în timpul și orarul stabilit de activitate, și acest lucru cumva poate afecta, spre exemplu, eliberarea certificatelor cu drept de vot pentru persoanele care vin să le ridice. Noi am atestat cel puțin situații, patru, observatorii noștri au raportat cel puțin patru situații în care a fost atestată implicarea neautorizată a persoanelor neautorizate care colectează și înregistrează cereri de votare la locul aflării. În trei cazuri fiind vorba de agitatori ai concurentul electoral Dodon Igor și într-un caz este vorba de angajații de funcționarii oficiului poștal din satul Țaul. Aici trebuie să atragem atenție la faptul că încă în 2016 am subliniat această problemă de creștere a numărului de votanți la locul aflării cu 22% dintre turul 1 și turul 2 în anul 2016. Și, totodată, trebuie să atragem atenția că chiar și comparativ cu turul 2 anului 2016, deja în primul tur a alegerilor din anul 2020 a fost atestată o creștere cu
cu câteva mii de alegători care au votat la locul aflării. Și aici vrem să facem o remarcă specială că, în conformitate cu standardele internaționale, votarea la locul aflării trebuie să fie redusă semnificativ. Fiind asigurată, în principal, incluziunea persoanelor care au nevoie de aspecte sau necesități speciale pentru a-și exercita dreptul de vot în condiții de securitate și secretul votului. În ceea ce privește votarea peste hotarele țării, aici trebuie să atestăm că, potrivit observatorilor, au fost analizate hotărârile Comisiei Electorale Centrale și atestată creșterea sau majorarea numărului de buletine de vot peste hotare, în cel puțin 55 de secții de votare din totalul 139 constituite. La fel, subliniem modificarea adreselor de amplasare a birourilor electorale ale secțiilor de votare în cel puțin 10 cazuri. 4 cazuri se atestă în Italia, 2 cazuri în Germania, 2 cazuri în Marea Britanie și câte un caz România și Israel. În context, atragem atenția alegătorilor din aceste state să fie atenți să urmărească paginile Comisiei Electorale Centrale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și, nu în ultimul rând, a misiunilor diplomatice din aceste țări pentru a urmări locația exactă schimbată a secțiilor de votare. La fel, trebuie să salutăm intervenția autorităților, în special fiind vorba de Ministerul Afacerilor Externe, Integrării Europene, Comisia Electorală Centrală, care au depus un efort pentru a fluidiza traficul și deservirea alegătorilor în secțiile de votare peste hotare prin majorarea capacității umane, în sensul măririi numărului de operatori, unde a fost posibil, mărirea numărului de personal tehnic, mărirea numărului de cabine de vot, scanere, etc., așa încât, în măsura posibilităților, deservirea alegătorilor să fie făcută cât mai rapid posibil, dar în condiții de respectarea celor prevederi sanitare care sunt stabilite de legislație. Trebuie să atragem atenția că observatorii Promolex au raportat cazuri izolate observate pe rețelele de socializare în ceea ce privește transportarea organizată a alegătorilor în mai multe secții de votare peste hotarele țării. Putem să deducem sau am observat mai multe cazuri de auto-organizare a alegătorilor în care se anunță că sunt locuri disponibile în automobile personale atunci când se merge la secția de votare și se acceptă primirea a câte 2-3 cetățeni în automobil pentru a se deplasa la secțiile de votare. La fel, trebuie să reiterăm, pentru că astfel de situații au fost și anterior, faptul că a fost înregistrat de Guvernul Român un proiect de ordonanță de urgență prin care elevilor cetățenii Republicii Moldova li se oferă transport gratuit în ziua de 15 noiembrie 2020. Încă nu am văzut să fi fost adoptată această hotărâre și aici adoptarea acestei hotărâri cumva este destul de interesantă, în special din perspectiva faptului că majoritatea studenților și elevilor, indiferent de etnie, în România oricum beneficiază de transport public gratuit. În ceea ce privește litigiile electorale, soluționarea litigiilor electorale, după turul întâi de scrutin, la nivelul Consiliilor electorale de circumscripție au fost înregistrate și raportate de observatorii noștri soluționarea și examinarea a două contestații. În adresa Comisiei Electorale Centrale au fost depuse și înregistrate 8 sesizări și contestații. 4 din ele așa și nu au fost soluționate în fond până la data menționată în raport.
Două au fost soluționate și au fost respinse, iar două au fost transmise după competență. În instanțele de judecată, la fel, au fost contestate două, au fost înregistrate două litigii electorale, ambele fiind declarate inadmisibile pe motive de procedură. În ceea ce privește prestația concurenților electorale, putem să atestăm o dinamică destul de bună în ceea ce privește desfășurarea activităților de campanie. Au fost observate și constatate de observatorii noștri cel puțin 142 de activități de campanie, între care 72 desfășurate în susținerea concurentului electoral Igor Dodon și 70 în susținerea candidatei Maia Sandu. Majoritatea dintre activitățile de campanie desfășurate, adică peste 50%, sunt distribuirea de pliante și ziare. A fost la fel, se continuă implicarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în suportul concurentului electoral independent, candidatul independent Igor Dodon. Peste 20% din activități sunt desfășurate anume de membri și simpatizanții Partidului Socialiștilor. Legat de publicitate, la fel se atestă cel puțin 473 de cazuri de publicitate electorală, fie poligrafică, fie pe online. Aici raportul de forțe este, sau de cazuri atestate este 308 cazuri în susținerea doamnei Maia Sandu și 165 în susținerea domnului Igor Dodon. Observatorii nu au fixat careva campanii de informare desfășurate de concurenții electorali pentru alegătorii din regiunea transnistriană, fapt care îngrijorează. În ceea ce privește diaspora, au fost atestate doar un singur live organizat de candidatul Maia Sandu pentru alegătorii din diaspora. La fel, observatorii au raportat o situație de organizare a unui concert în data de 11 noiembrie 2020 în Federația Rusă, orașul Moscova, aparent sub auspiciile unei organizații și în contextul care se numește Dor pentru Moldova, dar în cadrul acestui concert în care au evoluat diferiți interpreți autohtoni și nu s-a încasat taxă de intrare, mai mult s-au oferit anumite băuturi răcoritoare. Și în cadrul acestui eveniment au fost vociferate mai multe mesaje de susținere în favoarea concurentului sau candidatului independent Igor Dodon. Legat de utilizarea resurselor administrative, observatorii noștri continuă să înregistreze cazuri ce pot fi interpretate și calificate drept utilizare de resurse administrative. În total este vorba de 12 cazuri, din ele 11 cazuri sunt în folosul candidatului independent Igor Dodon și un caz în favoarea concurentei electorale Maia Sandu. Aici aș sublinia în mod deosebit adoptarea unei hotărâri de guvern prin care s-a aprobat un regulament cu privire la acordarea de premii anuale pentru angajații sectorului bugetar, în mare parte, fiind afectați de acest regulament peste 176.000 de funcționari publici. Și ceea ce putem noi să remarcăm, faptul că acest regulament urma să fie aprobat de guvern încă în luna iunie 2020 și din motive neclare adoptarea acestui regulament a fost tergiversată și acest regulament și alocarea mijloacelor financiare s-a făcut doar cu 4 zile înainte de alegeri. Mai mult ca atât,
chiar cu anumite devieri și neconcordanțe de la angajamentele legate de transparența adoptării actelor legislative, normative, cer scuze, atunci când proiectul acestei decizii a fost adoptat, a fost plasat în spațiul public pe data de 6 noiembrie, fiind alocat termen pentru comentarii până la data de 11 noiembrie și tot în data de 11, adică până la expirarea de facto a termenului, pentru organizarea consultărilor publice, această hotărâre a și fost aprobată. Noi am fost și am documentat prin intermediul observatorilor noștri un caz care poate fi considerat drept folosirea fondurilor nedeclarate în campania electorală. Este vorba de acel incident din 11 noiembrie 2020 legat de editarea și tipărirea pleantului ziarului electoral cu materiale de agitație electorală în favoarea concurentului, candidatului independent Igor Dodon. Aici trebuie să remarcăm următoarele aspecte care au fost făcute publice în spațiul public, deci până la data de 11 noiembrie 2020, și putem să atestăm următoarele. A fost prezentat un contract dintre concurentul electoral și o editură, Edit Tipar Group, care acoperă o perioadă generală de activitate între 2 octombrie și 31 decembrie 2020. Conform contractului prezentat în spațiul public, limita maximă de elaborare a materialelor de agitație electorală este de 65.000 de exemplare în limba rusă și 55.000 de exemplare în limba română. Totuși, prin intermediul observatorilor noștri, am menționat și am prezentat și în rapoartele interioare faptul că acest tiraj se pare că a fost epuizat încă în luna octombrie, când au fost editate două tiraje, unul de 65.000 și 55.000 și unul suplimentar în 8 octombrie, când a fost editat un tiraj de 17.000 și 32.000 de exemplare. Legat de ziarul depistat la tipografie, trebuie să atragem atenție că el a fost depistat pe data de 11 noiembrie într-un număr neclar, pentru că totalurile încă nu au fost făcute către data de 11, dar preliminar peste 72.000 de exemplare în total. Aici la fel sunt câteva aspecte care trezesc îngrijorare. Faptul că ziarul se pretinde a fi editat și dat în tipar și tipărit în data de 9 noiembrie, dar în ziar sunt fotografii de la evenimente publice din data de 10 noiembrie. La fel, conform legislației în vigoare, codului electoral, concurenții electorali au obligația să includă pe materialele de publicitate, de agitație electorală, data tipăririi și nu data contractului. Și doi la mână, trebuie să includă datele de identificare a tipografiei și nu a prestatorului de servicii. Sperăm noi că organele de drept vor examina multilateral aceste cazuri și va fi pronunțată anumite hotărâri cât de rapid posibil în termen rezonabil. La fel, trebuie să atestăm alte situații legate de anumite incidente electorale. Aici am atestat încă cel puțin două cazuri de implicare a cultelor religioase, ambele situații fiind în favoarea concurentului electoral Igor Dodon. Cel puțin două situații în care nu au fost, din punctul de vedere observatorilor, respectate regulile de sănătate publică,
prin organizarea de evenimente publice mai mari, cu număr mai mare de 50 de persoane și am primit din teritoriul observatorii noștri semnale despre intenția de a organiza evenimente publice cu număr de mii de persoane, inclusiv în ziua de astăzi și inclusiv în zilele de 15 și 16 noiembrie. Atragem atenția, în special a organelor de drept, despre astfel de semnale și necesitatea respectării legislației în vigoare, în special a celor hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, prin care numărul de persoane prezente la întâlnire publică trebuie să fie mai mică de 50 de persoane. Legat de finanțarea campaniei electorale, observatorii noștri au atestat că în prima parte a săptămânii, intervalul 2-6 a noiembrie 2020, au colectat venituri ambii concurenți electorali în volum total de 956.816 lei, între care 556.367 lei au fost colectați de Maia Sandu și 400.450 lei de către concurentul electoral Igor Dodon. Cheltuielile raportate de către aceștia în proporție de 74% sunt pentru publicitate și în proporție de 20% pentru materiale promoționale. Restul, 6%, sunt alte tipuri de cheltuieli declarate. Totuși, cu regret, observatorii noștri încă înregistrează situații de suportare de către concurenți sau în favoarea concurenților electorali a cheltuielilor estimate la peste 394.422 lei în favoarea candidatului independent Igor Dodon și peste 106.431 lei doamna Maia Sandu. Sperăm noi că toate aceste cheltuieli estimate ca fiind nedeclarate de către observatorii Promolex să se regăsească în rapoartele financiare generale de totalizare a scrutinului. În ceea ce privește discursul instigător la ură, trebuie să atragem atenție la faptul că cu regret continuă utilizarea acestui mesaj condamnabil. Au fost atestate cel puțin 51 de situații, de cazuri care pot fi calificate drept discurs instigator la ură și instigare la discriminare. Cu regret, în 7 cazuri pare să fie unul din concurenții electorali, fiind vorba de candidatul independent Igor Dodon. Și dacă încercăm să vedem care au fost victimele acestor cazuri de utilizare a discursului instigator la ură și instigare la discriminare, observăm că în 26 de cazuri este doamna Maia Sandu și în 8 cazuri, fiind vorba de candidatul independent Igor Dodon. În rest, alte cazuri de utilizare a discursului instigator la ură se referă la simpatizanții concurenților electorali, partidele politice care îi sprijină sau alte persoane conectate cu procesul electoral. Cam astea au fost constatările principale la care am vrut să fac referire în ceea ce privește prezentarea raportului numărul 7. În cele ce urmează vreau să transmit două mesaje. În primul rând vreau să transmit un mesaj de mulțumire pentru observatorii Promolex care vor fi implicați în ziua alegerilor. În data de 15 noiembrie 2020, în pofida tuturor presiunilor la care au fost supuși după primul tur de scrutin, cu regret, inclusiv fiind intimitați de reprezentanții organelor de drept, fapte pe care noi le-am raportat inclusiv Inspectoratul General de Poliție și cu referire la care Inspectoratul General de Poliție ne-a promis că va interveni. După aceste discuții, cazurile se pare că s-au încheiat. Totuși,
am avut o înțelegere de principiu cu conducerea Inspectoratului General al Poliției că absolut toate constatările formulate de observatorii Promoleos, nu doar în ziua alegerilor, așa cum selectiv au intervenit cu regret forțele de ordine, dar pentru toată campania electorală, sunt prezente în rapoartele noastre publice. Și în cazul în care se pretinde că se autosesizează organele de drept în baza constatărilor observatorilor Promolex, sugerăm să nu fie făcută justiție selectivă și autosesizarea să fie efectuată absolut pe toate cazurile raportate de Promolex. În acest sens, noi suntem deschiși, după turul 2 de scrutin, să punem la dispoziție organelor de drept, așa cum am făcut întotdeauna, toate materialele pe care le avem la dispoziție. În ceea ce privește observatorii care au fost sau vor fi citați la organele de drept, noi vom asigura în fiecare caz în care va fi necesar asistență juridică gratuită pentru observatorii noștri. Eu încă o dată le mulțumesc mult pentru prestația din primul tur. Eu le mulțumesc anticipat pentru prestația pe care o vor avea în turul 2 de scrutin și îi chem pe toți observatorii, nu doar din partea Promolex, dar toți observatorii care vor monitoriza procesul electoral, să raporteze absolut toate cazurile care sunt observate de ei. Pentru că, așa cum am zis, scopul rapoartelor noastre este prevenirea, sesizarea, informarea și, în ultimul rând, informarea publicului despre mersul procesului electoral. Și al doilea apel pe care am vrut să-l fac se referă la toți alegătorii din Republica Moldova. În data de 15 noiembrie 2020 se va desfășura turul 2 de scrutin pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În buletinul de vot au rămas doar 2 candidați. Avem posibilitatea, în calitate de cetățenii Republicii Moldova, să venim la vot și să alegem din acei candidați care au rămas în cursă. Turul 3 nu va fi, respectiv, scrutinul urmează să se epuizeze în data de 15 noiembrie 2020. Și, respectiv, în data de 15 noiembrie 2020, trebuie să fie făcută voința Măriei sale, alegătorul. Cam astea am vrut eu să menționez. În cazul în care sunt întrebări vis-a-vis de rapoartele Promolex sau raportul numărul 7 Promolex, eu le aștept. Vreau să răspundeți câte cazuri ați raportat pe LGP și dar au fost o decizie legată în potrivit articolului 68 Codul Electoral, observatorii sunt în drept să sesizeze autoritățile electorale. Pornind de la aceste prevederi, noi, prin rapoartele noastre, am sesizat autoritățile electorale. Noi direct nu am sesizat în niciun caz Inspectoratul General de Poliție. Inspectoratul General de Poliție a pretins că s-a autosesizat într-un număr, nu știm care, de cazuri, pentru că această informație, chiar dacă am discutat cu conducerea Inspectoratului General de Poliție și au fost făcute promisiuni că ne se va expedia această informație, cu regret nu am primit-o. Și noi nu știm în câte cazuri Inspectoratul General de Poliție s-a autosesizat în baza evenimentelor sau incidentelor reflectate în rapoartele Promolex sau din alte surse. De asta vine greu să răspund la întrebarea dumneavoastră dacă măcar vreunul a fost soluționat. Chiar nu știu această informație. Care are loc acum, pe locația publică, de partea susținătorilor
Deci eu cred că organele de drept trebuie să intervină și să reacționeze uniform în toate situațiile de încălcare a legislației. Fie că este vorba de încălcarea regulilor de ocrotire a sănătății publice, fie că este vorba de ocrotire sau respectarea sau nerespectarea regulilor de transportare organizată a alegătorilor, fie că este vorba de reacționarea la cazurile de blocare arterilor de transport. Deci, poliția trebuie să dea dovadă de o reacție uniformă a politică în toate situațiile. Asta ceea ce pot să zic eu. Deci, din câte îmi amintesc eu, pentru turul întâi de scrutin, au fost înregistrate un pic peste 39.000 de cereri de votare la locul aflării și doar în jur de 1.300 și ceva, 1.400 de cazuri sunt legate direct cu situația de îmbolnăvire cu COVID. Deci, majoritatea dintre cazuri de solicitarea urnei mobile la domiciliu nu se referă la aspectele epidemiologice. Sunt alte aspecte, probabil, care au determinat acești peste 39.000 de alegători să solicite votarea la locul aflării. Cert este, și concluziile pe care le putem face noi, am observat o tendință îngrijorătoare de majorare a numărului de alegători între primul tur și turul 2 la alegerile prezidențiale din 2016, deja am văzut chiar și în primul tur o majorare a numărului de alegători care vor să voteze la locul aflării în anul primul tur 2020 și am înregistrat mai multe date de depunere a cererilor suplimentare de votare la locul aflării pentru turul 2 de scrutin. Cifrele totale sper să fie anunțate de Comisia Electorală Centrală. Deci, să vedem care sunt cifrele până în ziua de duminică. Pentru că cererile de votare la locul aflării pot fi depuse inclusiv astăzi, mâine și cu tirul de excepție și în ziua de duminică. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc mult pentru atenție și o să vă rog, dacă doriți, să rămâneți pentru încă câteva minute în sala de conferințe, pentru că urmează un scurt briefing la care va participa directorul executiv a Asociației Promolex, domnul Ion Manole, la fel în conexiune cu campania electorală și organizarea anumitor aspecte de campanie pentru turul 2 de scrutin. Vă mulțumesc mult pentru atenție, eu vă zic la revedere și dacă aveți plăcere, puteți să rămâneți pentru un scurt briefing de câteva minute.